Plecat în Germania la începutul lui 2011, Laurențiu Erlich a reușit într-un timp scurt să-și facă o imagine bună printre colegii de antrenament. Mai mult, fostul medaliat la campionatele naționale antrenează la școala din Essen mai mulți copii, care vor să le calce pe urme celebrilor Boris Becker sau Steffi Graf. Zilele trecute, Laurențiu a fost vizitat de tatăl său, Sorin Erlich, acesta din urmă fiind prezent în Germania alături de doi sportivi de la CS Târgoviște. Erlich, ați vorbit de Laurențiu, de fiul dumneavoastră, care se află de ceva vreme în Germania, se pregătește acolo la un club din țara respectivă și am văzut că a participat și la un turneu destul de puternic, unde a pierdut, din păcate, într-unul al doilea în fața principalului favorit. Da, așa este. Am fost pe data de 15 la vreo 40 de kilometri de Essen, la Camp Lindfort, se numește localitatea, o bază superbă. A jucat primul tur la 1:30 și au terminat pe la 3:30 și la 5 fără un sfert l-a băgat al doilea meci cu favoritul 1. El nu jucase, avusese tur liber, a fost un pic obosit, dar a jucat un meci foarte, foarte bun. A fost, toată lumea s-a întors către ei și i-au aplaudat la scenă deschisă. Numărul 1, acest german, era în primii 500 de jucători ai lumii, făcuse două semifinale de curând de Challenger și juca foarte, foarte bine. Era un stângaci care lovea foarte rapid mingea.